Canada reprezintă oportunitatea de dezvoltare atât personală cât și profesională, e locul în care ne simțim bine împreună și contribuim la schimbări pozitive. Pentru mine, ADA este sursa mea de curaj, încredere și inspirație. Hai și tu în ADA! ADA pentru mine înseamnă bucuria de a crește zilnic alături de alți tineri. În ADA am crescut frumos, mi-am făcut mulți prieteni, multe amintiri, am râs, am zâmbit și am cunoscut o grămadă de persoane foarte faine care m-au ajutat în procesul de dezvoltare personală propriu. ADA este pentru mine familia care mereu mă va sprijini și îmi va fi alături. Pentru mine, ADA reprezintă acel profesor cool care l-are la școală, cel care are mintea deschisă și poți vorbi cu el confortabil. Pentru că ADA ne învață pe noi tot felul de lucruri pe care sistemul de învățământ nu le face și ne ajută să ne dezvoltăm pe plan personal. ADA este locul unde poți să-ți descoperi talentele și să-ți crești încrederea de sine. Pentru mine, a fi voluntar ADA înseamnă un mix de iubire, prietenie, muncă și distracție, unde poți să crești, să te dezvolți și să te perfecționezi individual. ADA este locul unde mă pot exprima cel mai bine, unde am dobândit competențe foarte, foarte multe, am cunoscut oameni din întreaga lume și toți aveau aceeași pasiune. Și aia este voluntariatul. Am găsit oameni faini care sunt diferiți, care mă înțeleg și au o energie pozitivă. Hai și tu în familia ADA! Eu am devenit voluntar din două mari motive. 1. Vreau să simt că sunt de ajutor și 2. Vreau să scap de timiditate. Până acum simt că sunt pe drumul cel bun. Veniți și voi în ADA! A fi parte din ADA înseamnă a fi parte dintr-o echipă care se ocupă cu dezvoltarea participanților, dar și a celor care intră în contact în ceea ce ține de orientarea în carieră, lucrurile în echipă și libertatea de a comunica. Să fii voluntar înseamnă să ai puterea să schimbi lumea, să te provoci pe tine însuți, să ai realizări și să ai un sentiment de împlinire. La început nu eram conștient pe forțele proprii, dar cu ajutorul lui ADA știu că îmi pot atinge potențialul maxim. Nimic nu se compară cu sentimentul că poți contribui la comunitatea ta și că pot ajuta tineri la fel ca și mine.